Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom avea o etalare mai specială, deoarece voi face această etalare pentru o săptămână. Nu contează dacă urmăriți acest videoclip în săptămâna în care îl postez sau în altă săptămână. Voi avea 7 variante de cărți, va trebui să atribuiți fiecarei variante câte o zi, astfel încât să puteți avea un horoscop pe toată săptămâna și să știți exact în fiecare zi la ce să vă așteptați. Vă recomand totuși să luați o hârtie și un pix și să notați în mare cam ce ar trebui să se întâmple în fiecare zi și să verificați dacă acest tip de etalare va rezona cu voi, pentru că dacă va rezona, în fiecare lună voi încerca să fac o etalare mai lungă, cu mai multe posibilități, astfel încât să aveți energiile curente pentru acea lună și să puteți alege fiecare zi din acea lună cum va fi pentru voi. Bun. Voi face 7 variante. Deci, o să vă rog aici să reveniți cu comentariile neapărat, pentru că o să am nevoie de feedback-ul vostru. Bun. Dacă aveți nevoie de etalări personale, găsiți, toate detaliile în descriere. Așa. Aba. Aici aparent sunt două. Deci mai am numai una. Aici am mai pus. Bine, o să mai pun câte o carte la fiecare. Dacă tot s-a întâmplat să am patru cărți într-un pachet. Să fie ok pentru toate acestea. Bun. Și vom lua câte două cărți pentru fiecare zi, câte două cărți de oracol țigănesc. Și vom începe cu alegerea unei zile pentru fiecare dintre aceste pachete. De exemplu, puteți spune că luni este aceasta, marți este aceasta și așa mai departe. Puteți fi și inclusiv în mijlocul săptămânii și să alegeți pe mai departe. Nu ar fi asta o problemă, doar am să vă rog să notați și să reveniți neapărat, pentru că am nevoie de feedback-ul vostru și voi încerca să diferențiez un pic etalările față de ce făceam până acum, în sensul în care o să fac o nouă structură. Asta, practic, aici vreau să ajung destul de curând, astfel încât să pot să fac mai multe detalii și mai specific pe anumite cazuri și am să vă rog în continuare să mă ajutați prin comentariile voastre ca să pot să mă ghidez după ele. Bun. Voi începe cu primul pachet de cărți, indiferent de ziua aleasă, da? Ok. Soarele, 6 de bâte, 7 de cupe. Împăratul, boala și gelozia. Bun, aici ar trebui să fiți un pic mândri de voi. De ce? Pentru că pare că voi ați avut de luat niște decizii și le-ați luat exact pe cele care trebuiau. Proiectul vostru pe care l-ați ales sau ceea ce ați ales voi să faceți vă aduce la cele mai bune rezultate, aveți un motiv de sărbătorire aici, oricum nu este genul de sărbătorire, să zicem, zi de naștere sau ceva de acest gen, nu, ci este un mod de a celebra anumite evenimente din trecut. Mare grijă, pentru că aici o să aveți destul de mulți oameni care o să fie destul de invidioși pe voi. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că dacă sunteți la locul de muncă și aveți această realizare și aveți o
persoană la locul de muncă în concediu, să zicem, și țineți voi locul într-un fel sau altul, persoana aceea, când o să revină, o să revină cu intenții destul de rele pentru voi, în sensul în care nu îi se pare că poziția sa este amenințată de venirea voastră ca să o înlocuiți. Crede că nu este vorba numai de acest, să zicem, această perioadă în care ea nu se simte bine, ci crede că este pentru totdeauna și de aceea ar trebui să vă păziți un pic, dar nu vă văd să aveți probleme mari, doar că trebuie să aveți grijă la ceea ce va face. Bun. Pentru al doilea pachet avem așa: 10 de săbii, eremitul, 2 de cupe, roata norocului, amantul și consecvență, stabilitate. Bun, aici unii dintre voi este posibil să fie avut de-a face cu o persoană din zodia Fecioarei care a fost destul de inconsecventă în legătură cu voi. V-a rănit destul de mult, este posibil să vă fi lăsat inclusiv pentru o altă persoană. Ei bine, roata norocului se întoarce și aduce această persoană înapoi la voi. Întrebarea este dacă voi vreți să păstrați, dacă voi vreți să primiți înapoi această persoană în viața voastră sau nu. Ce aș mai putea spune aici este situația în felul următor. Această persoană, dacă vreți să o primiți înapoi în viața voastră, încercați să cereți să demonstreze acest lucru prin anumite gesturi, prin gesturi de consecvență. Practic să fie acolo tot timpul, nu doar când are nevoie de ceva, pentru că aici mi se foarte mult în cărți. Încercați să aveți grijă la această persoană, dar în afară de asta, dacă vă demonstrează stabilitate, lucrurile parcă așa vor și rămâne. Însă dacă nu reușește să-și demonstreze această consecvență și își găsește tot felul de scuze, nici nu are rost să vă mai stresați. Însă această persoană cu siguranță vă va contacta în această zi. Poate să fie pentru unii prin gesturi un pic mai micuțe sau să posteze un story sau o melodie, pentru alții va fi chiar vorba de un mesaj, însă țineți cont de acest lucru pentru că intențiile persoanei rămân aceleași. Bun. Bine, aici pentru unii va fi în dragoste, pentru alții poate să fie, de exemplu, partener de afaceri, este totuși o etalare generală, este totuși vorba de, să zic, o înțelegere între două persoane. Încercați să adaptați după cum rezonează cu voi. Bun. Pentru al treilea pachet avem așa: 9 de bâte, 6 de cupe, turnul, magicianul, mariaj și falsitate. Bun, deși noi aici avem cam aceeași situație în mare parte ca la varianta numărul 2, numai că aici s-ar putea să luați contact mai degrabă cu o persoană care a fost sau este căsătorită și voi încă nu știți acest lucru, ar urma să aflați printr-un mod destul de șocant și să rămâneți un pic șocați de toată această situație, însă depinde de voi cum veți lua această situație mai departe, pentru că având magicianul, voi aici puteți să faceți din această situație din nou orice doriți, depinde doar de cum vă, știți să vă setați limitele, încercați să nu vă grăbiți cu această persoană, poate să fie pentru unii chiar o persoană nouă, țineți cont că această persoană poate să fie căsătorită și să nu fie atât de sinceră cu voi. Bun. Deci, oricum ar fi, garda sus, pentru că nu toată lumea are intenții foarte bune. Și am setat numai 6. Bine, după o să fac la final o variantă separată numai cu a 7-a zi, dar vedem. Ok. Pentru ziua numărul 4, indiferent de ce zi ați ales voi de fapt aici, avem așa: nenoroc, hoț, 7 de spade, îndrăgostiții, nebunul, 4 de cupe. Aici, deci, pentru cineva situația asta este în felul următor: trebuie să refuze, are intenția să refuze, dar persoana cealaltă știe să se strecoare în viața voastră și e posibil să începeți o situație de care nu o să fiți tocmai mândri, însă încercați să vă țineți garda sus chiar și așa.
Alte conotații mai pot fi faptul că ar trebui să aveți grijă la lucrurile voastre, pentru că persoana s-ar putea da apropiată față de voi, însă în realitate vrea să vă ia din anumite lucruri. Încercați să nu primiți în vizită în această zi pe nimeni în casa voastră. Următoarea zi. Speranță, ceartă, 9 de cupe, pași de săbii, regina de pentagrame și 6 de pentagrame. Este o zi de analiza roadelor, în sensul în care roadele pe care voi le primiți, ar putea să fie o zi în care primiți bani, o zi în care primiți salariu, o remunerație sau orice soi de bani după o colaborare. Și să nu fiți tocmai mulțumiți. Este foarte probabil ca în legătură cu acești bani să nu fi fost anunțați foarte clar în legătură cu aceștia și să vă supere efectiv faptul că suma este mai mică decât v-ați aștepta voi. Este tot suficientă pentru voi și pentru nevoile voastre, dar aici există un soi de speranță din partea voastră că vine o sumă mai mare și nu vine suma pe care v-ați dorit-o voi. Bun, pentru a șasea zi. 8 de spade, 6 de spade, 10 de pentagrame, pași de cupe, casă și pierdere. Aici, dacă vreți să faceți o schimbare și aveți o decizie de luat în această zi, de preferat ar fi să o amânați, pentru că în această zi riscați să luați decizii care să vă aducă pierderi în casă. Încercați să aveți mare grijă pe tema asta. Rămâneți la planul inițial. Dacă ați avut un plan inițial și vi se cere cumva să-l schimbați sau să vă regândiți, încercați să rămâneți pe cât posibil la planul inițial, pentru că acela va aduce stabilitate, chiar dacă, să zicem, pot apărea mici neplăceri, dar în mare parte vă servește cel mai bine interesele. Bun, acum să facem cea de-a șaptea zi, pentru că am uitat să pun cel de-al șaptelea pachet. Așa. Să vedem. Avem 10 de cupe, 3 de săbii, 7 de pentagrame, pași de pentagrame, bani și călătorie. Dacă cineva vrea să vină din nou în casă la voi, grijă un pic, pentru că această persoană vrea să obțină ceva de pe urma voastră. Nu este că i s-a făcut cine știe ce dor de voi sau că îi pasă foarte mult. Are niște intenții în legătură cu voi, are o agendă secretă, are un plan practic cu voi și va fi alături de voi doar atâta timp cât voi puteți oferi ceva. Deci mare grijă la această persoană, pentru că în mare parte interesele în legătură cu situația dată dintre voi sunt mai degrabă monetare, chiar dacă voi nu vă puteți da seama de acest lucru. Încercați să aveți grijă la persoana cu care aveți de făcut o călătorie sau la care trebuie să mergeți în această zi. Bun. Cam atât am de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și aștept să reveniți cu feedback pentru cum rezonează cu voi. La revedere!